După numeroasele controverse stârnite în spațiul public, în urma unor afirmații făcute de Călin Georgescu, candidatul independent și soția lui s-au gândit să facă un live pe rețelele de socializare și să transmită mai multe mesaje legate de acuzațiile pe care le-au primit. Spre exemplu, acum ceva timp, Georgescu afirma că operația de cezariană este o tragedie pentru că se rupe firul divin. Cristela Georgescu susține că declarația partenerului ei ar fi fost scoasă din context. Se pare că posibila prima doamnă a țării a născut de două ori prin cezariană, când i-a adus pe lume pe cei doi băieți ai ei. Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat. Pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele, a menționat Călin Georgescu. Cristela Georgescu a dezvăluit că la vârsta de 34 de ani i s-a spus că mai are de trăit doar 3 luni. Femeia a mărturisit că a umblat prin Valea Umbrei Morții. I-am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context. Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană. La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit 3 luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin Valea Umbrei Morții. Cristela Georgescu a dezvăluit că familia ei este afectată de tot ce se petrece după victoria soțului ei din primul tur al alegerilor prezidențiale. Aceasta a povestit că unul dintre băieții ei a văzut la televizor cum alți copii ar fi spus ca tatăl lor, Călin Georgescu, trebuie să-și petreacă Crăciunul cum și l-a petrecut Ceaușescu. Copilul a mers direct la mama lui și a întrebat-o ce s-a întâmplat cu fostul dictator. Și cei care mă cunoașteți mai de mult știți că îmi place să gătesc. De o lună gătesc foarte rar, când apuc. Copiii se descurcă cum pot și gătesc cel mai des paste, că e cel mai ușor. Aseară găteam paste. Și cel mic, Petru, a venit și a zis: mama, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul? Și am zis: de unde ți-a venit întrebarea asta? Și a zis: uite, la televizor sunt niște copii care spun că tati să-și petreacă Crăciunul cum și-a petrecut Ceaușescu. Și am fost numiți sataniști. Am văzut experți în satanologie care disecau un gest al meu de a-i oferi apă și spuneau ce înseamnă pentru sataniști. Este în regulă, ne puteți numi oricum. Pe noi ne interesează cum apărăm în fața lui Dumnezeu și a celor care s-au înhămat la lucrarea și chemarea la care El ne-a adus pe toți. Este foarte greu să crezi în miracole. Știu. Însă mi-este foarte greu să văd copiii că deschid televizorul să caute un meci. Nimeresc pe un anumit post de televiziune și văd acolo aceste manifestări. Mi-este foarte greu să văd persoane pe care le-am sprijinit, care știu cum este familia noastră, care știu cum ne-am crescut copiii. Avem doi băieți. Avem trei băieți de fapt. Unul este jumătate de frățior, cum spun ei, Pavel și Petru, copiii noștri, și Cosmin, care e mai mare, Pavel, Petru, 13-14 ani. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.